Salut! Haideți să facem astăzi o cremă cu un gust super intens de ciocolată și totul vegan. Haideți să vedem cum se prepară! Deci această cremă vă va surprinde, deoarece nu vă veți aștepta să fie așa de intensă. Avem nevoie pentru asta de câteva ingrediente foarte simple, și anume avem nevoie de avocado. Dacă aveți un avocado mai mare, este suficient un avocado mare. Eu am avut din aceia mai mici care au un sâmbure cam mare, din păcate, așa că avem nevoie în acest caz de două bucăți de avocado mai mici. Important este ca avocadoul să fie deja bine copt, adică să fie foarte cremos, deoarece acesta va da această consistență deosebită acestui preparat. Deci, la început punem într-un blender această cremă, de fapt, deja de avocado, pentru că va trebui totul să blenduim. Și cum am spus, aveți nevoie doar de câteva ingrediente, și anume mai exact de doar 3 ingrediente. Ok, 3 și jumătate, ca să fim sinceri. Acum totul depinde și de avocadoul pe care îl aveți. Pentru că această textură cremoasă depinde, bineînțeles, de cât de copt este avocadoul. După ce am pus avocado, am pus o lingură de cacao. Dacă vreți să fie mai intensă, bineînțeles, puneți o lingură cu vârf, cum am pus eu. Dacă vreți să fie mai domoală crema, atunci puteți pune o lingură rasă. Și am pus și o lingură de sirop de arțar. Iar și aici, dacă vă place mai dulce, bineînțeles, puteți pune mai mult sirop de arțar. Sau de agave, sau un alt îndulcitor care vă place. Dacă vă place să fie mai puțin dulce, atunci puneți mai puțin. Și ce facem în acest moment? Bineînțeles, trebuie să blendim totul. Am mai adăugat puțină apă. Acesta este ingredientul 0,5, ca să spun așa, jumătate de ingredient, deoarece mi s-a părut că crema a fost puțin cam seacă. Dacă este cam seacă, puteți adăuga puțină apă și blenduiți din nou. Dacă vi se pare că nu este nevoie de mai multă apă, bineînțeles, nu mai adăugați. La mine a fost nevoie de mai multă apă. Am pus, cred că în total, aproximativ o treime de cană de apă. Și acum lăsăm pe viteză maximă, deoarece trebuie toată pasta aceasta să se facă foarte, foarte cremoasă. Și deja gata, acesta este tot preparatul. Și veți vedea că are un gust foarte intens de cacao. Am folosit, bineînțeles, o cacao neîndulcită, o cacao simplă, care puteți să o folosiți la prăjituri și de obicei o aveți în casă. Am mai adăugat puțin sirop de arțar, deoarece mi s-a părut că nu a fost suficient de dulce. Și acum este blenduirea finală, ca să spun așa. Deoarece nu mai trebuie să facem nimic, avem deja cremă. Iar crema aceasta este una care puteți să o folosiți în diferite rețete sau pur și simplu ca un desert foarte, foarte intens. Este bine să puneți la rece înainte de a consuma, deoarece ne place ca această cremă de ciocolată să aibă o temperatură cât mai joasă. Și poate vă gândiți, nu am pus lămâie, se va oxida, nu vă faceți probleme, deoarece crema este deja neagră de la cacao sau maro închis, oxidarea avocadoului nu va schimba cu nimic aspectul acestei creme. Deci chiar nu puteți să faceți probleme în acest sens. Și bineînțeles, puteți să-l folosiți, cum am spus, ca pe un fel de budincă. Sau ca și un desert, sau puteți să îl folosiți și în alte preparate unde doar la sfârșit puteți adăuga această cremă, în torturi, de exemplu. Și veți vedea că gustul acesta intens de cacao vă va cuceri. Sper că v-a plăcut această rețetă, să o încercați și voi, dați un like, vă rog să vă abonați la canal și un share dacă știți o persoană căreia ar place această rețetă. Ciao, ciao!